Casa Națională de Asigurări de Sănătate a aprobat de curând alocarea de fonduri suplimentare pentru 4 unități medicale din județul Argeș. Banii vor fi repartizați către Spitalul Județean de Urgență, acestuia revenindu-i suma de 908.846 de lei, dacă va avea 2.785 de pacienți înregistrați la unitatea de primiri urgențe. Pentru Spitalul de Pediatrie, suma suplimentară față de fondurile alocate deja este de 226.050 de lei, pentru Spitalul TBC din Câmpulu Mușcel 66.951 de lei, iar pentru Spitalul de Psihiatrie din Vedea 50.277 de lei. În septembrie va fi emisă de către Ministerul Sănătății o decizie pentru finanțarea laboratorului de angiografie de la Spitalul Județean. De asemenea, CAS va cere și reavizarea laboratorului de radioterapie. Casa de asigurări urmează să ne mai dea 66.951. Diferența de contract pe serviciile de sănătate. La începutul contractului, când a semnat contractul în mai, Casa de Asigurări avea o anumită sumă pe care am împărțit-o la spitale, iar conform calculelor în urma negocierilor reieșea o sumă mai mare, o sumă mai mare cu acești 60.000, așa. Problema este că atunci nu erau bani, iar Casa de Asigurări, și pentru asta trebuie să fim recunoscători, au făcut demersuri și au obținut, nu numai pentru noi, sunt și alte spitale care au obținut finanțarea pentru că acești bani să poată să ajungă la spitale și să-și desfășoare activitatea până la sfârșitul anului, adică până la sfârșitul contractului, că probabil contractul se va prelungi cu act adițional după 1 ianuarie. Asta e tot ce vă pot spune, nu e nimic suplimentar, nu sunt bani în plus, ar fi fost bine să fie, dar măcar Casa Județeană a făcut demersurile necesare și ne-a ajutat în sensul.